făcut prăjituri, am pregătit vinul și am așteptat cu nerăbdare pe băieți pentru a mă invita la bal. Acest obicei este de sute de ani, după cum își aduc aminte cei bătrâni ai satului. Deci acest obicei din Daia Română are o vechime de peste 100 de ani, de la moșii și strămoșii noștri noi îl purtăm cu sfințenie și ne suntem mândri că îl purtăm și îl... Deci noi când am fost feciori în tinerețe, am păstrat această tradiție, acum urmează copiii noștri și suntem mândri cu ei că putem să ducem până la tradiția bunicilor noștri care prin hainele românești sau cum să vă spun, prin portul românesc popular, păstrăm folclorul de foarte mulți ani și suntem mândri de... Eu am băiat, e primarul Buță. Și la Budea Mijlocii. Da, băiatul primar e o mândrie, e al doilea an primar, deci înseamnă că am făcut treabă foarte bună. Pe vremea lor era la fel ca și în ziua de azi. Cu banii strânși de la colindă, feciorii din sat organizează o petrecere după, cu tot ce trebuie, mâncare, băutură, dar și muzică. Și eu sunt primarul. Eu prima zi și în a doua zi de Crăciun adun banii. Și acum, în a treia zi, stric fetele ca să vină la bal seara. Și mergem la toate fetele care sunt invitate la noi, la gazdă. Și ce le spui? Păi strigătura. Și vin fetele? Da. S-au întâmplat să te refuze? Păi nu-i voie să refuze. De ce? Păi ar trebui să vină. Fetele sunt invitate la această petrecere după un ritual. Acesta este un obicei de Crăciun. Băieți vin a doua zi de Crăciun la fete acasă pentru a le invita seara la bal, cu acordul părinților, evident, care este afirmativ mereu. Și aici fetele sunt cerute de către primar, jucate și mai departe merg prin sat cu ei, ca să colinde oamenii, să-i vadă. Așteptăm cu drag ficiorașii. Să vie să ne colindă. Nimic nu lucrăm când vine. Nimic fără îi așteptăm. Și ni dracu mă să îmbrăcați portul nostru românesc. Haine românești. Haine românești. Când îi vedem ne vin lacrimi. Pentru că nu. S-o mai pierdut din ani, de ani, din moși strămoșii noștri. De mult. Eu așa am pomenit, ea că mai de 70 de ani, dar așa am pomenit. Fala așa să vină Budea. Foarte, când vine la fată ficiorii. Când vine ficiorii la fată. Ce fală, sigur că e fală. Și fetele așteaptă cu vin, cu prăjituri să pregătesc, colaci. Ceata de fecior merge acasă la fată și o joacă. După ce au jucat, fata, primarul cetei de Flăcăi o cere de la părinți care nu au cum să se opună, aceștia dând acceptul fetei să participe la petrecere. Ca să ajungă la acest bal, fata trebuie să contribuie cu cinste, dar și cu o farfurie de prăjituri. Petrecerea va începe a doua zi de Crăciun și ține până dimineața.